Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, Ciprian, cum dăm la lovituri libere, sus, jos, să se ducă mingea? Pentru asta hai să facem un joc de imaginație. Gândiți-vă că mingea de fotbal este o minge de ping-pong, de tenis, da? O să venim să lovim mingea de jos în sus și după aceea închidem mișcarea ca la ping-pong pentru a trece de fileu. În cazul de față, fileul este poarta pe care o vedeți în loc de zid și atunci o să lovim mingea cu vârful întins, glezna blocată neapărat și o să lovim cu zona tare, cu zona asta de aici, ok? Hai să-i dăm drumul, trebuie să închidem mișcarea până la capăt aici, da? Este foarte important. Hai să vedem. Trebuie să exersezi și cu siguranță o să iasă. Spune-mi în comentarii mai jos dacă a ieșit sau nu.